suntem la aproape o lună de când, de la primele vaccinuri anticovid în țara noastră. Cum stăm, domnule Marinescu, din punct de vedere al numărului de vaccinuri administrate la nivel național la această oră la care vorbim? Mai exact, am avut 3 săptămâni duminică. Duminică, știu, exact, pentru că și eu m-am vaccinat. Am fost în prima zi și a fost 21 de zile când s-a făcut apelul. Sigur că dacă ar fi acum, apropo de întrebare, cât de bine stăm sau ce lucruri s-ar mai face, întotdeauna e loc de mai bine, dar aș pleca cumva și de la partea plină a paharului, pentru că avem niște statistici clare care, de exemplu, ne spun că România nu mai este în coada listei la nivelul Europei. Vorbim de Uniunea Europeană, vorbim de Marea Britanie, care a început mai demult, sau de Statele Unite. Suntem destul de bine, adică suntem în prima jumătate în ceea ce privește numărul celor care s-au vaccinat deja în Uniunea Europeană. Ceea ce e un lucru destul de bun. Numai că e doar începutul. Gândiți-vă că ce e greu de-abia acum urmează și practic de la a doua etapă de vaccinare, cea în care ne găsim, lucrurile se vor complica pentru că va fi un număr foarte mare de oameni. Dacă îi luăm în calcul pe toți cei care au afecțiuni cronice sau o vârstă peste 65 de ani, vorbim de probabil o treime din populația României. Nu este ușor de făcut și în plus, gândiți-vă că aceste doze trebuie să și vină la nivel de tranșe. Deci nu e vorba numai de ceea ce facem noi, este vorba de ce se va centraliza și ce capacitate de producție există. Până deci acum stăm bine, se putea și mai bine, de altfel. Eu zic că stăm binișor, totuși, asta vă spuneam, suntem clar în prima jumătate.